Aparatură de ultimă generație va ajunge curând la Spitalul Județean de Urgență Slatina, ce va fi folosită de aproape toate secțiile. În august au avut loc 7 licitații scumpe, ofertele fiind în curs de evaluare. Valoarea totală a echipamentelor este de circa 15 miliarde de lei, banii fiind alocați atât de la Consiliul Județean Olt, cât și de la Ministerul Sănătății. În curs de achiziție sunt și alte dotări. 15 monitoare de funcții vitale, un aparat de anestezie, un ventilator mecanic, un laser pentru urologie despre care mai vorbeam acum câteva luni, un sistem de colorare automată pentru anatomie patologică și un aparat de radiologie mobil. Suntem în curs de achiziție a 2 mese de operații, una pentru chirurgie plastică și una pentru chirurgie generală. Investiții masive se fac în această perioadă și în asigurarea confortului hotelier al pacienților. Pe de o parte, din punct de vedere al construcțiilor, avem pe parcursul lunii august semnate 3 contracte de execuție. Avem reabilitarea corpului central. Proiectul, s-a semnat contractul, s-a depus proiectul tehnic și cred că lucrările de construcții vor începe în scurt timp, o săptămână, două. În acest an putem să înlocuim integral acoperișul. De asemenea, am semnat contractul de lucrări și se lucrează la proiectul tehnic pentru reabilitarea interioară a etajelor 2 și 3 de la Scornicești, de la secția de pneumologie. Anul acesta putem să reabilităm etajul 3. Am semnat contractul de lucrări și se lucrează la proiectul tehnic pentru reabilitarea ultimelor 4 etaje nereabilitate în blocul materno-infantil. Anul acesta am putea să reabilităm etajul 9, unde se află secția de recuperare neuromotorie copii. De asemenea, aproape am finalizat lucrările de reabilitare termică a secției de la Scornicești. Autoritățile județene sunt decise să aloce sumele necesare pentru ca în doar câțiva ani întregul spital să fie unul comparabil cu unitățile medicale din Uniunea Europeană.